Bună ziua! Bună ziua! Ce puteți să ne spuneți despre locul în care ne aflăm? Suntem un proiect Tunar Nord făcut de Val Design. Este primul proiect dezvoltat de un dezvoltator din Statele Unite ale Americii, cu experiență acolo în ceea ce înseamnă tranzacționare și investiții imobiliare. Și pentru prima oară am încercat și piața din România. Unde este localizat acest proiect, mai exact? Proiectul este localizat în zona de nord a localității Tunari, pe strada Vasile Lupu, la intersecția străzilor Vasile Lupu cu Ion Luca Caragiale. Despre ce fel de locuințe vorbim în acest caz? Ce tipuri de compartimentări există? Vorbim, în primul rând, este un proiect micuț. Sunt numai 5 case înșiruite. Există, fiecare casă este gândită având 3 dormitoare pe zona de zi, living, dining și bucătărie care poate fi închisă sau poate fi deschisă, după cum puteți vedea. Care sunt suprafețele pe care se desfășoară casa, dar și grădina din jur? Avem în principiu cele 3 case din interiorul dezvoltării sunt identice din punct de vedere al suprafețelor, atât vorbim de suprafețele construite, respectiv cele utile, cât și ale curților. Avem suprafața de 150 de metri pătrați construiți. Util sunt 95 de metri pătrați, la care se adaugă suprafețele teraselor. Ajungem aproape de 120 de metri pătrați, util inclusiv terasele. Ce diferențiază acest proiect? Cu ce vine nou în piața rezidențială din România? Proiectul este o alternativă, să spunem, la ceea ce s-a construit până acum pe acest segment de piață. În general, dezvoltatorii sau investitorii în astfel de proiecte mici au căutat, hai să spunem, optimizarea costurilor cât mai mult, o eficientizare dusă la maxim, am putea spune, și tocmai de aceea suburbiile Bucureștiului arată cum arată. S-a venit pe acest proiect cu un arhitect foarte bun, care a creat un produs extrem de competitiv din punct de vedere arhitectural. Este un proiect, deși legea nu ne obliga, noi am avut aici un manager de proiect care a supervizat toată lucrarea, deci din punct de vedere al calității construcției este net superior la ceea ce puteți găsi în zonă sau în alte proiecte văzute de mine, cel puțin. Am completat toate aceste lucruri cu un design interior foarte, eu zic, deștept gândit. Ștefan Prigoreanu ne-a ajutat să creăm o altfel de atmosferă. Este un proiect, haideți să spunem, foarte contemporan. Lucruri care nu prea sunt întâlnite în piață decât pe nivelul superior de preț. Gândiți-vă, toate astea venim într-un range de prețuri începând cu 79.400 de euro. La care se poate adăuga costul bucătăriei sau niște finisaje mai premium. Apropo de finisaje, ce ne puteți spune, dotările locuințelor? În primul rând, aș începe înainte de a ajunge la finisaje. Am gândit niște case foarte eficiente din punct de vedere energetic. Ele sunt în categoria clasa de eficiență energetică. Cu toate acestea, dacă vă uitați, avem geamuri de sus până jos, astfel încât lumina să pătrundă în casă. Mergând mai departe, finisajele, cel puțin pe casa model, sunt din gama superioară de preț, de la parchet, parchetul de la Holborn din gama superioară, gresia și faianța din băi manufacturată, undeva la Sighișoara, bateriile de la Grohe. Am încercat să... Chiar și aici este meritul dezvoltatorului care a lucrat foarte bine cu designerul. Au încercat ca toate aceste lucruri să dea o imagine de ansamblu așa cum ar trebui să primim, să spunem, în banii ăștia. Ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Vizitatorilor în general, ca agent imobiliar,
la rândul meu, deși fac coordonarea de vânzări pe acest proiect, le-aș recomanda vizitatorilor să uite puțin dincolo de preț. Și aici vorbim despre absolut orice segment de piață, fie că vorbim de apartamente, fie că vorbim de case, de prima casă sau de blocuri de apartamente începând de la 300.000, să încerce să privească dincolo de preț. Uneori cu o diferență mică, am văzut în piață, să spunem, două apartamente comparative, da? S-au ales unul pentru o diferență mică de preț. Gândește în casa aia, în cele din urmă, cei mai mulți dintre noi vom locui toată viața, da? Vei locui toată viața. Atunci, fă alegerea dincolo. Prețul este important, dar uite-te și cum este construit, cine este dezvoltatorul, ce a mai făcut în spate, dacă se poate, dacă există background-ul lui. Și eu cred că ușor, ușor piața se maturizează. Mulțumim și mult succes! Și eu vă mulțumesc! Thank you.